fost un meci interesant, au avut ocazii mari echipa noastră și echipa adversă. A fost un meci de play-off, adică sunt adversarii noștri, cred că, în viitor. Sunt cinste. V-ați studiat unul pe altul? Jucăm împreună în alte echipe și la futsal jucăm împreună și la soca și la alte turnee, unii ne cunoaștem unul pe altul, de-am pe drost. A fost un derby? A fost un derby, a fost două echipe de frunte care s-au duelat. Și cred că adversitatea asta o să fie și în play-off. O să ne întâlnim, cred că, în final, cu deși sperăm. Nu a meritat nimeni în victorie? A meritat noi. Alături de MoProgress, Ecolux și Volta v-ați calificat în play-off. Crezi că anume aceste echipe merită calificare? Cred că da, fix echipele care au meritat să promoveze în play-off. Cine din jucători s-a remarcat pe parcursul acestui sezon? V-aș remarca echipele, nu jucători, dar echipa Ecolux a dominat tot campionatul, adică a câștigat sigur toate meciurile decisive. Au un plus în fața la toți. După meci pleci direct la lucru? Direct la lucru, da. Combinăm munca cu sportul. Încercăm să promovăm sportul în instituția noastră, IPB Buicani. Și la competițiile interne, în rândul poliției, ocupați locuri de frunte? Este o rivalitate mare la noi, la poliție, ce legat de sport. Nimeni nu vrea să piardă, toți au echipe puternice și toți sunt răiți când ne întâlnim pe terenul de fotbal. Se întâmplă meciuri foarte aprinse, dar ne străduim mereu să luăm locul întâi.